Flight Festival a ajuns la ediția cu numărul 6, a întrecut orice așteptare a organizatorilor. Muzeul satului Bănățean a fost luat cu asalt de un număr impresionant de oameni care au venit în fiecare dintre cele 3 seri de festival. În prima seară, vineri, Flight Festival a bătut recordul la Muzeul satului Bănățean, strângându-se peste 35.000 de oameni. Următoarele 2 zile de festival, sâmbătă și duminică, petrecăreții au venit într-un număr la fel de mare și s-au lăsat vrăjiți de show-ul de excepție și de magia care s-a creat în jurul a ceea ce înseamnă Flight Festival. Hai, Timișoara, dă-i cu o mână sus acolo, sus mâinile, sus, 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 sus! Și cu aplauz împreună! Flight Festival a început în anul 2019 în urma unei idei ambițioase a organizatorului Vlad Garboni. În primul an, deși totul a fost pregătit din scurt și contra cronometru, s-au vândut 28.000 de bilete. Astăzi, Flight Festival a devenit un festival important și îi atrage atât pe timișoreni cât și pe turiști ca un magnet, an de an în număr tot mai mare. Mut la colapsul din ecosisteme, mă întreb putemer dacă mai rezistă. Nici eu n-am chef în copie să trist. Sur la durere, dar încă persistă. Chit că mă prefac că nu există. Mă lupt cu mine să-mi găsesc vocea. Să-ți zic și ție ce știi deja. Parcă nu știm limba, dar ne înțelegem. Dacă simți ritmul, poți fredona.